Nu te cred! No, wow! Hâți cu bună dimineața, hâți cu trezire, hâți cu gameri, hâți cu intrusul în lumea celor mai profi, celor mai buni, Jonuțule. Le mulțumesc celor mai tari gameri din România, în primul rând pentru că m-au primit în cercul lor de prieteni. Este o vineri seară, undeva la ora 19.36, pentru că de 36 de minute, acești tineri inteligenți și extrem de buni gameri se chinuie cu babalâcul de popa, Jonuțule. Am încercat să instalăm Mangas pe Mac-ul meu, însă înțeleg că mă pot disculpa. Nu este în tocmai vina mea. Nu mai merge Among Us pe Mac. Este concluzia lor, ei sunt ași în acest domeniu, așa că am să merg pe mâna lor. I-am întârziat un pic, dar mi-am cerut scuzele de rigoare și astăzi, Jonuțule, o să joc Among Us alături de cei mai tari gameri din România. Îi vedeți și pe ei pe ecran și o să-i las să se prezinte frumos fiecare cu subscribe-ul aferent, pentru că așa este frumos să ne susținem între noi. Așa că alături de noi în această seară, Jonuțule. Salutare toată lumea, sunt eu, Chelu. Subscribe la Cheluțu. Fiecare, Jonuțule, să dea și să ceară și cu subscribe-ul, cer eu. Subscribe la al nostru, Jonuțule. Bine v-am găsit. Nu uitați să folosiți codul Mădălin pe shop. Vă pupăm, Jonuțule, hai cu codul, hai cu subscribe-ul la Mădălin în continuare. Bună seara, Max aici și abonați-vă la Dorian, la mine nu e. Abonați-vă și la Max și să știți că această întâlnire se datorează lui Max. El a făcut vorbele și cărțile implicit, Jonuțule, cu toți băieții ăștia talentați pe gaming. Așa că Max, îți mulțumesc și eu și în continuare mergem mai departe cu Mitsu, arigato gozaimas. La mine vă abonați dacă Max nu vrea, la mine Mitsu, Johnule, care vreau să vă spun că m-a amenințat că aici este revanșa de la Paintball, așa că este o mare miză la mijloc. Voi fi cotropit, sunt absolut sigur, dar până la urmă fiecare pe planșa lui și pe jocul lui, Johnuțule. Mai departe în această seară glorioasă cu salut, eu sunt Rodby, dacă vrei să vă abonați, e treaba voastră. Dacă nu, nu. Ai, vreau să fac și 300.000 de abonați. Toată lumea se abonează în seara asta. Mulțumim că ești aici. Mulțumim că suntem aici cu tine. Mai departe, Johnuțule. Salutare, salutare. Ai Rafael și aș vrea să dați subscribe, să dați un like la videoclipul lui Dorian, să strângem acolo cât mai multe. Trebuie să vă menționăm că înainte să facem această adunare, i-am cerut voie lui Rafael, pentru că ăștia cu peste 2 milioane au încă o chestie și trebuie să cer voie cu plecăciuni din alea, Jonule. Te pupăm și te felicităm pentru cifra impresionantă, Rafael, și spor la treabă în continuare, hai cu 3 în față. Subscribe la Rafael și mergem mai departe cu Garicu, salut, like, subscribe acolo, subscribe, am înțeles că e gratis, nu știu, voi vedeți dacă chiar e gratis, adevărat. Și ce să zic? Să jucăm aici, să ne omorăm între noi. Respect și subscribe, Jonuțule. Continuăm cu Vasco de Taru. Subscribe la Vasco de Taru. Superb, superb. Și ultima cum merită. Bine, salut, salut băieți. Eu sunt Sami. Trebuie să dați subscribe la toți. Nu trebuie să dați subscribe doar mie, trebuie să dați subscribe tuturor. Adică eu nu fac promovare mie, fac promovare la toată lumea de aici. Doar ce-l lăudam pe Sami mai devreme, Jonuțule, care are un anșarf în spate de zici că este din USA direct. Are doar un Sony, dar a ales obiectivul potrivit, Jonuțule. Și eu zic să nu mai stăm prea mult de vorbă, pentru că îi plictisim pe băieți care sunt atât de pregătiți să joace. Se freacă mâinile, se aranjează mamu și Jonuțule pentru cei care joacă. Vă dați seama, suntem 10 inci, 9 inci, joacă profi de pe calculatoare cu căști, cu tot ce trebuie. Iar babalâcul de popa este cu telefonul în față, Jonuțule. Dar până la urmă, să vedem care este soarta jocului. Hai, Jonuțule, sunt gata acolo să vă găsesc. Hăți, Jonuțule, oficial începem primul joc. Au fost câteva jocuri de warm-up și mulțumesc încă o dată băieților că au ieșit din modul de filmare cu camerele conectate la calculatoare și alte chestii de oameni profesioniști, Jonuțule, și au intrat cu camerele chiar pe Discord. Îi puteți vedea și voi pe Discord aici pe ecran. I-am rugat să jucăm un joc așa, pentru că la meeting-uri ei nu sunt și cu video, Jonuțule, sunt doar cu voci. Își dau automatic mute când începe jocul, chestii mult prea avansate pentru mine. Acum jucăm un joc clasic. Băieți, mă ajutați cu un cod, vă rog. Am băgat codul, Jonuțule, intru din nou în joc. Trebuie să vă mărturisesc, o să vedeți pe vloguri lor, dacă dați subscribe la fiecare dintre ei, Jonuțule, că la unul dintre jocurile astea de probă am rezistat până în ultimii 3, spre lauda mea, cum s-ar spune, Jonuțule. Le mulțumesc băieților că au fost dulci cu mine și nu m-au mierlit din prima. Dar chiar am intrat în febra jocului, am downloadat niște fișiere, le-am ridicat, am făcut misiuni pe acolo și într-un final Pink m-a prostit, efectiv escroc sentimental. L-am întrebat, credeam că e Max, pe Max îl simt mai inimă rece așa și zic sigur e Max. Gata, băieți, hai cu startul, începem jocul oficial. Suntem pe Discord cu cei mai tari gamer din România, Jonuțule. Dăm mute și începe prima din asta, da? Era să le zic ce sunt, gata, am dat mute.
Îți Jonuțule, vă spune fratele vostru cum este cu băieții ăștia, sunt extrem de talentați, am văzut că ei merg în grupuri, gata, sunt cu Rodby și cu White Hate Pink, Jonuțule, și nu... L-am scăpat, l-am pierdut, dar am să fac o misiune aici, sunt la reactor, n-am ce să fac la reactor, mergem mai departe, deci fiți atenți că m-am prins eu cum e treaba cu ei, ei stau foarte mult în echipă, uite-l pe Pink, mă duc după Pink, ăsta e, ia, ce face e, Mădălin e la reactor, ce cauți Mădălin la reactor aici, Jonuțule, singuratic așa, în fine, hai să mai lăsăm pe băieți în pace, deși nu prea e bine să-i lași în pace, sunt la telescop acum. Hai să pun situația cu... Ia să vedem unde este nava asta. Trebuie să caut nava asta. Hop! Am găsit-o. Bang! Am făcut asta. Păi, Jonuțule, și Mădălin în continuare se perindă pe lângă mine. Nu-mi dau seama care-i treaba. Sper să nu facă vreo trăznaipă aici. Că-l prind imediat, Mădăline. Ce faci, măi, Mădăline, mă? Mă distrează că le și văd fețele acolo pe ecran. Trebuie să văd care are privire... Dead body reported. Deci am găsit corpul între communication și... Nu știu cum să vă explic, băieții mei, dar să vedeți ce frumos e când ne vedem acum la fețe care e mincinos și care nu. Că voi jucați... Ok, deci stai... Mincinos. Deci era între weapons și communication, Tilo. Și tu vrei să zici... Pink, și tu vrei să spui mie că tu n-ai văzut corpul când ai intrat? Unde am intrat? La weapons? Nu, acum când ai intrat în office. Pink era pe lângă mine și să știți că și Mădălin dădea târcoale dubioase pe acolo. Eu când am trecut pe acolo nu era nimic. Eu sunt un laborator coborat spre specimen. Vasco, tu ce faci? Eu fac aia cu... Cam tace, Vasco! Meteoriță. E ok și... Vasco, vezi că eu sunt ochii pe tine de la jocurile precedente. Deci fiți atenți, eu zic să nu votăm acum, dar eu o să mă uit puțin pe Vasco, că vă zic eu turul următoare dacă e el și vă... Eu votez totuși, eu votez, sunt în filmul meu, să știți. Cine are mețche nu poate să vină, că l-am știut. Nu, eu zic să nu votăm. Da, zic să votăm. Dar tu ai trecut cu mine pe acolo, nu era nimic. Da, nu, eu am trecut, Mițu era la ăsta, la lumini, și eu am venit în partea asta de jos, că eu aștept o chestie acum, o să vă zic tura următoare ce o să fac. O chestie, să facă chiar așteaptă Sami. Să fac chiar așteaptă. N-am noroc pe ăsta, Mițu. Sami așteaptă un task. Mamă, cine m-a votat? Mamă, atâtea voturi? Doriane, tu m-ai votat, pe tine vin acum și te omor. Nu, s-a dat skip, Dorian, poți dai skip, că nu știi cine e. Nu, eu votez, fratele meu, eu îmi exercit dreptul, bătrân. Ah, ce nașpa e cu lumina stinsă, Jonuțule. Ori ăsta-i dă pe mut, că ăștia sunt pe mut toți. Gata, greu cu respectatul regulile omuleților, să zic. Băieților, le merg degetele și chestiile pe mouse-uri și pe astea, repede, Jonule, dă-i, cum vezi că-s conectat la trei lucruri. Dar mă enervează că, până la urmă, obiectiv vorbind, vina nu este a mea, că nu merge pe Mac, că era frumos să joc și eu cu mouse-ul. Opa, misiune. Asta, tată, că fratele tău e la masă aici, ia. Nu sunt la hartă, admin office. Opa, stai că acum văd eu care, pe unde sunt dispuși. Deci ia să mă duc acolo, la laborator, la admin 2, la... Mădălin, iarăși, nu, Doamne, ferească Dumnezeu, ăsta e. Mădălin e periculos tare, să mă mara Jackson, dacă vă aminte. Uite, de ce se ține după mine așa oare? Hop, Mădălin, Sami Vasco și a dispărut Mădălin. S-au băgat la hartă și ei și a dispărut Mădălin, a venit și Hey Pink. De ce a dispărut Mădălin? Mădălin cred că voia să mă mierlească, de ce o votez Mădălin, ce o înțeleg? Și le spun și băieților. Ia stai că am ieșit în gheață. Am ieșit afară, sunt la laborator. Sunt la laborator și aici sunt Pink cu... Oh! Da, ok, știam că e corp aici. Deci am văzut pe admin. Nu, Vasco nu e. Deci pe Vasco pot să zic că nu e. Deci tura trecută am văzut Vasco dacă e... Vasco e acum, specimen, cu Max și da, ok. Deci, ai fost pe admin, bă, Sami, ai fost pe admin? Am fost pe admin cu Vasco și cu Dorian. Da, okay. Subscriu. Ok. Și voi v-ați exact. Dus prin ce parte v-ați dus? Okay. V-ați dus pe lângă la pământ? V-ați dus pe lângă la pământ? Pink, îmi zici, te rog frumos. Bă, dar Mădălin tot apare și dispare suspect și urmărește pe câte unul și dispare. De unde ai venit tu când am fost noi toți la admin, Pink? Min? Da. Da, 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 am zis ce-o... Uite, o bâlbâie! What do you mean in stânga? Stai, vreau de la început de tot, zi-mi ce ai făcut. Mădălin și Pink sunt Samara Jacksana. Nu sunt ce-o spărinate. Ok, ochii mei nu registrează toată chestia. Ok, am făcut aia. S-o am trecut pe la camere, am coborât în jos. Da. Luceafăr blând. Am avut doi pe la aia. Și după aia am venit și am intrat și am coborât la ăsta, la admin. Ok, hai să vă zic care e situația. Eu cu Vasco și cu Dorian nu suntem. Și când am fost pe admin, am văzut un corp în storage. S-au dat luminile, am făcut singur luminile, n-a venit absolut nimeni și era Mițu mort în storage. Deci chiar e de mult făcut și ultimul care vine să-i Pink. Nu vreau să zic că e el, dacă votăm greșit acum se face double kill. Deci posibilitatea este ca poate să fie Pink acum. Vasco cu Pink m-am întâlnit acum în specimen. Nu știu, cred că veneau de pe urmă la admin. Dar tu de ce mă urmăreai, mă, Mădăline? Ia spune-mi tu mie. Dar eram trollul, Dorian, nu-ți făcea nimic. Dacă era să te omor, te
omoram acolo. A, deci în mod normal mă omorai acolo dacă era să fii de la? Păi, ai fost singur, nu era nimeni cu tine. Am rămas la un moment dat singur cu tine, ce-i trebuie, am gândit eu. Rafa nu l-a saturat cu Pink și Rafa nu mai e. Mine și data trecută, eu nici măcar n-am văzut un corp acolo. Am votat. Eu am dat skip. E Pink. Skip. Dar Pink e foarte ciudat, gen cum a zis. E Pink, votați Pink. Votați. Uite că e supărat că l-am declit. E supărat că l-am prins. Uitați-vă acum înainte să dăm mute. Îl vă țin după Pink. Că Jonuțule e... Mă, dar cum a fugit așa repede, mă? Eu mă duc după Pink. Unde-i Pink? Unde-i Pink? Găsiți-l pe Pink. Oh, uite-l. Fii atent. Numai după Pink mă țin. Uite-te tu la mine dacă mă țin. Fine, Pinkule, vine încolo. Hai, dacă tu ești, poți să mă omori. Dacă nu ești, nu înseamnă că am greșit. De ce fugi de mine? Eh, mă, să fac task. Nu mi-e frică, cheluțul sfore în spate, băiatul meu cu cheluțul în spate, n-am nicio frică, mă duc să repar luminile. Stai așa. Ganicus era la lumini. Hopa. Ce căuta Ganicus la lumini? Sau nu era la lumini, era la electric. Ganicus cu Max. Hopa. Ganicus cu Max, dar totuși sunt cu Ganicus și în continuare nu pare să facă prostii. Am dat reset la calculator. Dar cine e ăsta care stă aici în continuare? Oh, Ganicus, vine după mine, ia. Și? Păi lasă-mi pe mine să fac misiunea Ganicus. Vasco, hop, ia stai să mă duc Vasco. L-am pierdut pe Vasco, dar în continuare sunt misiuni. Ia să vedem la Timon aici ce ești de fapt. Gata, Johnule, am dat drumul la apă. Dar e frustrant că uite ce atenți sunt ăștia. Pe unde să nu? Ce fac, mă? Eu mă duc să fac task-urile în continuare cu apa, că totuși e păcat dacă stă aici. Nu, n-a murit nimeni. Cori în spatele meu joacă cu ecranul. Dead body reported, verdele. Cine-i verdele? Ok, deci vreau Pink să-mi zici când te-am văzut acolo unde te-ai dus. Vreau să știu unde te-ai dus. Te-am văzut cum ai ieșit din electric și te-ai dus în dreapta. Nu. Electric? Eu nu sunt în electric. Erai sus de tot. O luai în dreapta. Cine a murit acum? Sami? Asta când, frate? Stai. Sami și Mădălin. Nu, Mădălin. A, Mădălin a murit acum, săracul. Ai și Sami mort? Și Sami mort. Și Sami mort. E groasă. Uite-te la Pink ce vrăjeli face acolo. Da, mă jur, am încercat să te iau. Ai văzut mânuțele alea puse așa în fața gurii? Ok, stai așa. Unde erai acum? Unde erați acum fiecare? Eu? Ad, bala, nu ad, bala, ad, bala, unde vezi toți oamenii pe hartă. Ok, eu eram între communications, unde e antena mare pe afară și... Vasco, erai cu mine pe la apă, pe acolo, este? Este. O-doi, eu m-am terminat toate task-urile, da. Dar nu O-doi, mai îndreaptă. Și unde era, unde ziceai că era Kilo Max? Ok, deci Kilo era fix la intrare în laborator, sub reactorul din dreapta. Cu Max ăsta mi-e frică mare, bă! Da, l-am văzut pe cameră, Kilo. A, l-ai văzut pe cameră, Kilo. Da, și-am fugit după raport. Înseamnă că era leving. Nu, deci am stat pe camere. Dar tu erai pe camere, nu? Da. Și Ganicus iarăși mai o mai ardea dubios pe acolo, să știți. Adevărat, Dorian, adevărat. Serios vorbesc. Cu ce nu știu, umblai așa ca și cum parcă voiai să prinzi pe unul liber, dar nu-l prindeai și... Te-am văzut, fii atent. Dorian, te-am văzut cum ai venit de sus și te-ai dus și ai făcut aplauz, ai făcut o chestie în încăperea aia unde eram și eu. A pizza, da, acolo, da. Nu la apă. Aia din mijloc, din mijloc cu hărții cum ar veni când am făcut aplauz. Am făcut aplauz acolo și pe aceea s-au făcut luminile și am fost la lumini. A, ok, gata, știu, da. Am dat reboot, eu am dat restart la calculator. Voi sunteți cei care sunteți lângă corpul. Nu știu, da, mi se pare ciudat. Vă zic imediat când începem plancea pe cine am votat. Mamă. Nu te cred. No, deci sunt noi impostori. Mamă, Jonuțule, e groasă. Revenim la camera noastră aici pentru că obiectiv vorbim, toată lumea trebuie să intre în mut acum. Multe voturi au avut Max și Pink, Jonuțule. Eu am votat Ganicus, dar tare cred că sunt Max și Pink, pentru că Max a mai fost odată în celelalte jocuri, să vă uitați pe vlogurile lor, și foarte bine disimula situația, adică nu vrei să știți, bossule, nu te prindeai că era asta impostor, nici să te bați. Și Pink mi se pare că săracu-i alb la față de când l-am turnat, că este impostor. Pink e, din punctul meu de vedere, 100%. Hai mă cu luminile vieții, mă, du-te tu popa și fă-le, hai. Gata, ne-au bătut. Bine, Pink! Ganicus și Pink, v-am zis! Am votat Ganicus, tura trecută singur ca prostul, că avea doar o căciuliță de aia! Da, Pincule, te-am mirosit de 3 ture. Hăți, Jonuțule, cam acesta a fost jocul cu cei mai nebuni vloggeri din România și cu siguranță se va mai întâmpla asta, pentru că Jonuțule începe să-mi placă și încep să prind gustul. Evident că era și Ganicus pe care l-am votat și v-am zis imediat după ce am dat mute că l-am votat, alături de Pink, pe care nimeni nu l-a suspectat, Jonuțule, dar foarte cool. Foarte cool, băieții, subscribe la mine, nu uitați
să dați subscribe, dori apă, să aprindeți clopoțelul pentru că fiecare zi cu surle, trâmbițe, gălăgie și foarte multă voie bună și proiecte din ce în ce mai interesante, după cum vedeți și acest proiect cu cei mai tari gamer din România, Jonuțule. Noi suntem aici spre a vă face zilele mai frumoase și a vă așterne clasicul zâmbețel în colțul guriței, pe lângă un mare aport de energie pozitivă. Nu uitați, dați follow pe Instagram, Corile Veu, sunt Dorian. Follow și subscribe tuturor băieților care au fost astăzi alături de noi, aveți pe ecranul Discordului, Jonuțule. Le mulțumim încă o dată și îi respectăm și le urăm foarte mult spor la treabă. Vă reamintim să dați follow pe Spotify Dorian Popa, like pe cel mai obosit om Facebook și de asemenea țineți ochii pe www.dorianpopa.ro și pe toate site-urile de mărci ale băieților, pentru că noi muncim în fiecare zi să vă facem aceste chestii pe placul vostru și la o calitate înaltă, Jonuțule. Vă mulțumim, vă iubim, vă respectăm și nu uitați să aveți o zi, o cafeluță și o duminică mirobolante! Hăți, Jonule! De Crăciun simțim la fel.